România a ajuns în scenariul 4. Medicul Tudor Ciuhodaru a solicitat o nouă măsură pentru prevenirea extinderii coronavirusului. Această nouă strategie este un plan B privind protecția personalului medical plus testarea extinsă. Intrăm în scenariul 4 cu 285 de cadre medicale infectate. Avem deja 3 spitale în carantină, Gerota, Suceava, Deva, iar lista celor afectate e prea lungă pentru a menționa acum aici. În aceste condiții eu cred că trebuie o altă abordare și spun de 2 luni că avem nevoie de o nouă strategie, de un plan B. Și asta înseamnă în primul rând testarea extinsă a tuturor persoanelor suspecte sau expuse și pe de altă parte protecția personalului medical, la protecția să fie făcută ca la carte. Și aici vorbesc despre măști FFP3 prin care nu trece virusul, de acele viziere, de costumele care sunt speciale de risc biologic, în așa fel încât atunci când te arunci într-o bătălie să ai șanse și să o câștigi. Medicul Tudor Ciuhodaru susține că la Iași testarea este insuficientă și tardivă. Pentru a evita cât mai multe cazuri de infecție, trebuie să se implementeze sisteme pentru identificarea fiecărui caz suspect și să crească numărul de teste. Testăm insuficient, puține cazuri. Uitați-vă câte teste sunt pe varianta oficială, 1000, 1500 pe România, puțin. Testăm tardiv. Testăm în a 6-a, 7-a zi după ce un pacient a fost internat, testăm sau nu testăm și punem diagnosticul post-mortem, ajung pacienții să moară fără a fi testați, după care treci la și treci în același timp la testarea clară, extinsă, prin aceste teste rapide din sânge, a tot ceea ce înseamnă categorie expusă și evident începând cu personalul medical. Poți să faci această triere încă din unitatea de primire a urgențelor, din salvare, poți să îl înțiepe prin deget, ai în 15 minute rezultatul și în acest context ai o prima abordare și știi ce să faci după aceea, mai ales dacă pacientul este pozitiv și el este asimptomatic. Testarea rapidă din sânge pentru pacienți și personalul sanitar este singura soluție de evitare a transformării spitalelor în spitale COVID. Medicul Ieșean afirmă că acest plan B poate îmbunătăți situația și ajută la identificarea mai rapidă a persoanelor infectate de la Suceava. Știți că eu mă ofer voluntar astăzi. Sunt 50.000 de teste, sau cel puțin așa ne-a spus domnul ministru al sănătății, deja pe stoc. Mai vine 1 milion de teste de acestea rapide din sânge, ușor de utilizat, cu maximă eficiență, mai ales în astfel de situații în care îți trebuie un rezultat rapid și să-l faci în masă, spre deosebire de testele pe care le facem acum, care sunt lente, greoaie, necesită transport, personal specializat și n-au oricum capacitatea suficientă. Și dacă îmi dau acel 1 milion de teste care există achiziționate la nivel național, așa a spus, că sunt în depozitele uniformele, eu îmi iau colegii și mergem mâine la Suceava. În acest moment, la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu Iași, 2 cadre medicale se află internate în stare gravă la terapie intensivă. La nivel național, 13% din persoanele testate și confirmate pozitiv cu COVID-19 sunt medici.